În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Iubiți credincioși, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că suntem atât de mulți într-o vreme în care nu prea se circulă pe afară, într-o vreme în care toți își aduc aminte de ce au promis alții și nu s-au ținut de cuvânt, într-o vreme în care până la biserică ne-am adus aminte de astăvară, ne-am adus aminte de multe momente plăcute și iată că acum, de parcă ne-am mira de ce este atâta zăpadă, pentru că este sezonul zăpezii. Ceea ce este firesc, din păcate, a ieșit din preocupările noastre. Trebuie să ne gândim că este firesc ceea ce se întâmplă. Apropo, cred că a început încălzirea globală. Dacă cineva mai crede în năzdrăvăniile finanțate dintr-o parte sau dintr-alta, că vezi, Doamne Dumnezeu, parcă ar fi uitat de pământul ăsta și se topește în câteva secole, mi se pare că nu suntem credincioși cu adevărat. Dar să revenim la ale noastre. În drum spre biserică, și să știți că drumul spre biserică nu a început astăzi de dimineață, a început de-aseară. Mi-am făcut tot felul de calcule cum să fac să-mi așez mașina în poziție de tragere, ca să zic așa, să pot ieși. Acum, nemai stând pe stradă cu viceprimarul, nu că m-am mutat eu, Doamne ferește, dar numai el viceprimar, n-am mai trecut nicio șenilată, nicio nimic. Mi-aduc amintea cu vreo 5 ani când erau zăpezi tot așa, toată noaptea nu puteam să dorm de zgomot. După ce venea vola, venea ăla de împrăștia sare. După ce venea la prășia sare, venea unul cu șomătura. Era minune mare. Nu era șoseaua neagră până dimineață, dar era minune mare, puteam să plec de acasă. Acum, când am văzut aseară, eram cu doi fiini pe lângă mine, zic, hai mă să vedem ce facem, ieșim sau nu ieșim. M-au ajutat ei încet, încet, cu lopeți, hai la deal. Am ajuns în bulevard și în bulevard mi-am dat seama că dacă las mașina acolo, vine un dorel cu vola mare și nu mai pot să mai scot nici până la Crăciunul celălalt. Și zic că nu e bine și ne-am întors. Dar mă întrebam așa, mă, de ce îl drum? De ce m-am dus eu și m-am întors? Păi dacă nu mă duceam și mă întorceam, mi-ar fi părut rău. Credeam că n-am încercat. Ei, dar să știți că după ce m-am întors, fiul meu care venise unul dintre ei, cu o mașină adevărată, care chiar mi-a zis, ce părinte, hai să ia și mata mașină totuși. A avut dreptate, că el a plecat. El a vrut să plece frumos și mi-a promis că la 6 e la mine și a fost și iată-mă în fața dumneavoastră. Am fost aici și cu lopețile, au rămas ei și au dat zăpada, până una alta s-a așezat frumos. Ei, dar nu vreau să vă povestesc despre mine. Vreau să vă povestesc despre praznicul în care ne aflăm. Este duminica de după botezul Domnului. Duminica de după. Întotdeauna, după sărbătorile mari, se adună așa un soi de oboseală, inclusiv duhovnicească. Bă, atâtea slujbe, atâtea la mulți ani ăla, la mulți ani ălalt. Mai ales că acum, de fapt, vechi este Crăciunul. O luăm de la capăt. Problema este că acest termen, după bobotează, parcă lasă de înțeles că urmează o perioadă de relaxare. Și nu este așa. Pentru că, de-abia de acum înainte, începi pe ceva. Și de unde eram eu pregătit să vă vorbesc despre această situație, astăzi de dimineață, deschizând catavasierul, n-am nimerit direct la catavasiile botezului Domnului, ci am dat prima dată coperta la o parte și acolo scria Iordache Ion, clasa 7-a, 1927. Zic, bă, lui ăsta nu i-a zis la mulți ani. M-am dus la proscomidiar, am mai făcut acolo, mi-am permis să-l trec în partea dreaptă, pentru că din 1927, dacă scria că era clasa 7-a, cred că acum e clasa 8-a. Deci e clar că a plecat mai sus, e la liceu. Și atunci mi-am dat seama ce rămâne din noi. Mai departe, deschizând utrenierul, scria acolo Seminarul Teologic Buzău, 24 octombrie 1982, semnătura lui subsemnatul. Doamne, zic, ce mai e și asta? Când să cânt axionul, era acolo semnătura
Părintele profesor Nicolae Nicu Moldoveanu, care scria doctorandului său după vremea aceea, 24 septembrie 1999, cu toată dragostea și așa mai departe. Când am deschis liturghierul, scria părintelui coleg, 8 septembrie 2012, părintele Alin. Ce rămâne după noi, fraților? Mi-aduc aminte că părintele Asenie zicea, tată, m-am visat că murisem. Dar părintele Asenie, când zicea lucrurile astea, nu era un lucru de înspăimântat, nu, erau niște lucruri firești. Da, tată, am visat că murisem, se făcea că murisem. Zice, și mă băgau în groapă, dar ceva de mine rămâne afară. Ei, cred că asta este. Acum, când ne gândim la părintele Asenie, e clar că ne gândim la partea aia care a rămas afară. Și de atunci mă tot gândesc ce o însemna că ceva din mine rămâne afară. De fapt, ce rămâne după noi? Fratele Ionică ăsta, Iordache, de era clasa 7-a în 1927, cu siguranță că în mine de acum înainte are un slujitor care îl pomenește cu vrerea Domnului de-a dreapta. Așa cred eu în nebunia mea că este la Domnul. Și mă gândeam ce va rămâne după mine sau după fiecare dintre noi. În agenda la mine astăzi scrie așa, slujbă arhierească, botez cu preasfințitul Macarie. Păi credeți că nu este aici? Este. În mintea mea toată slujba a fost. Pentru că cineva care a promis să fie aici m-a pus pe mine nevrednicul și nemernicul să-mi fac temere. Dar știți cum îmi fac eu temere? Nu sunt de la care umplu pe calculator foarte simplu, hai, Macarie, Drăgoi și să-mi arate acolo. Nu. Mi-am luat dicționarul, are 5 kg și jumătate. Dicționarul tuturor ierarhilor. Este în condiții grafice deosebite, o pagină cretată, foarte groasă și mai departe. Am citit acolo, e unul dintre cei mai prolifici, are un CV de 3 pagini jumate. Îl întrece chiar și pe mitropolitul Varlaam, care are numai o pagină jumate. Și am citit acolo, dar nu poți să citești fără să subliniezi. Vroiam să vi-l prezint așa cum este. Știți cum mă simt eu? Mă simt ca un copil care și-a făcut tema și tovarășa nu l-a mai ascultat. E o frustrare fantastică. Da, tema e făcută. Mi-am luat după aia arhieraticonul, că nu e slujba așa pe care o facem fiecare duminică sau la o sărbătoare, nu. Arhieraticonul mi-a fost carte de căpătâi 2 ani jumate cât a fost diacon la catedrală. Și acolo scrie slujba cu ierar, de unde începe și ce să facă diaconul, mai ales că știam că nu are diacon și trebuia să fac și pe diaconul. Și mi-am adus aminte așa de foarte liniștitoarele momente cu înaltul Lucian, care era așteptat la ușa catedralei și slujeam în fiecare duminică și sărbătoare. M-a întinerit. Și atunci, ce mai contează cu cine am slujit astăzi? Contează foarte mult liniștea pe care o am ca un elev care și-a făcut tema. Nu mai stau cu inima îndoită, aoleu, ne de lucrare, ne de lucrare, aoleu, mă ascultă sau nu mă ascultă. Nu, când ai făcut tema deja, de-avea te bucuri că ai ce să spui, că ai mai citit și pe lângă temă, ai mai citit și ceva suplimentar. Așa este viața, fraților, că aici vreau să ajung. Ce rămâne din noi? Eu acum stau și mă gândesc până în seară sau până s-o termina luna dacă să scriu sau să nu scriu în agendă cu cine am slujit astăzi. Pentru că mă gândesc așa cum l-am găsit eu pe fratele Ionică Iordache din 1927, poate mă găsești altcineva și pe mine. Și aș vrea să las acolo un semn. Că de fapt, de ce să spun că nu s-a întâmplat când în mintea mea s-a întâmplat? De ce să spun că a trecut pe lângă mine așa pur și simplu? Nu! Mă gândesc de vreo 3 săptămâni de când mi s-a anunțat că vine la slujbă, tot mă gândesc la momentul ăsta și nu cred că am voie să-l stric. Aș vrea ca peste 100 de ani, când citește cineva, și uite bă, la Sfântul Nicolae a fost slujba arhiereastră. Mai bine să rămână așa. Așa aș vrea să rămână. Dar chiar am să și apăs cu câteva cuvinte să scriu acolo ce s-a întâmplat frumos.
cum am slujit noi, cu zăpada asta fantastică, cu niște oameni care, acum mă uit la fiecare parte și știu și cam de unde veniți. Și mă întreb, știu aici câteva străduțe, nu știu dacă ați putut să ieșiți pe jos fără o lopată în mână, pentru că e cumplit ce-i afară. Dar este important mesajul ce rămâne după noi. Gândiți-vă numai atât până în seară. Ce rămâne din ziua aceasta după noi? Cineva care stă acum în casă, se mă uită pe geam așa din când în când și bineînțeles că dă mărunt din buze pentru cel pe care l-a votat. Bineînțeles că e supărat că n-a văzut nicio mașină de zăpadă și așa mai departe. Știți că în vremea aceasta, de vreo 2-3 zile, tot circulă, românul este foarte, foarte pregătit să își râdă de el însuși. Chiar îmi aduc aminte că la seminar aveam un profesor care zice, știți ce a 10-a fericire? Noi acum, ce pui cum? Adică s-au dat 10 porunci și se dădeau numai 9 fericiri, nu vă dați seama că ne-a scăpat una. Noi am citit acolo, băi, nu ești decât 9. Deci cine știe ce zice? Ce măi copii, fericiți cei ce râde de ei înșiși că vor avea de râs toată viața. Acum, așa e românul, e fericit. Dacă are de râs de el însuși, poate să râdă toată viața. E fericire. Ei, și românul așa, în ultimile zile, a mai scos una superbă. Zice că dacă în ziua de Bobotează sau de Sfântul Ion vezi vreo mașină de zăpadă, ai ghinion tot anul. Băi, m-a ferit Dumnezeu. M-a ferit Dumnezeu. Cred că am noroc tot anul, n-am văzut niciuna. Bine, când am citit-o la cineva, era pusă invers, dar cred că e mai bine așa. Că sunt mai mulți cei care n-au văzut decât aia care au văzut. De ce să zici că au noroc aia care au văzut? Nu, mai bine că au ghinionul aia care au văzut. E, acum a trecut Sfântul Ion Boboteaza, dar cred că tot norocoși rămânem. Nu cred că vedem ceva până seara, dar asta e altă treabă. Important este că am ajuns în duminica de după botezul Domnului. Acum să vedem ce a rămas din noi. A rămas din noi bucuria aceea a unui spirit împlinit, a rămas în noi bucuria aceea că n-a trecut pe lângă noi praznicul, ci a lăsat urme în noi. Eu asta am vrut să vă sugerez prin faptul că astăzi am slujit așa cum eram pregătit să slujesc. Mă bucur tare mult că a fost o liturghie atât de frumoasă și de liniștită, cu Părintele Alin frumos ne-am intrat în atmosferă liturgică împreună cu dumneavoastră și acum nu ne mai gândim ce-o fi, cum o ajunge acasă. Asta e treaba lui Dumnezeu, nu mai e treaba noastră. Noi ne-am făcut treaba să ajungem aici. Elementul de siguranță pe care ni-l dă sărbătoarea, să știți că este o realitate. L-am văzut pe Hristos născut, l-am văzut pe Hristos tăiat împrejur, adică botezat în legea veche, pe 1 ianuarie. L-am văzut la Bobotează cu Duhul asupra Lui, cu glasul Părintelui care L-a mărturisit. L-am văzut atunci și pe Sfântul Ioan Botezătorul și iată-ne acum în duminica de după. Ce urmează? Urmează să mergem mai departe. Așa cum am spus, sărbătoarea nu este o destinație, ci este o călătorie. În călătoria asta, însă, ne așteaptă Dumnezeu într-un fel. Dumnezeu niciodată nu ne așteaptă stând. Și când, înainte de a ieși în fața dumneavoastră, mi-a dezlegat Dumnezeu un cap. De fapt, despre ce este vorba în toată viața noastră. Zice, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Până acum mă gândeam că este un îndemn la a ne pocăi, pentru că ar fi un îndemn așa ca la școală. Băi, pregătiți-vă că se apropie tezele. Nu e așa. Îmi dați voie să vă spun că nu e așa. Datoria noastră este să ne pocăim, adică să stăm locului puțin. Pentru că se apropie împărăția lui Dumnezeu în sensul că noi dacă ne pocăim, împărăția se apropie de noi. Înseamnă că Dumnezeu de fapt vine la noi. Asta este taina vieții. Să știi când să bați metanie și să te pocăiești, adică să iei lucrurile așa cum sunt, ce ar fi însemnat ca noi acum să stăm supărați, eventual să ieșim și la vreun meeting împotriva primăriei că n-a dezăpezit. Nu, nu ăsta e sensul vieții. Sensul vieții este să ne adunăm în noi,
Să vedem ce nu ne place pe stradă să facem în curtea noastră, ce nu ne place la cei care ne-au mințit să evităm noi să facem și tot ceea ce vedem că nu ne convine în curtea vecinului, să aranjăm în curtea noastră. Asta înseamnă să ne pocăim. Și dacă ne pocăim, care este promisiunea clară? Că se apropie împărăția cerurilor. Înseamnă că Dumnezeu vine către noi în măsura în care noi ne pocăim, ne aplecăm, lăsăm lucrurile să treacă frumos pe lângă noi, să ne înzestrăm pe noi înșine cu mai multă răbdare, cu mai multă îngăduință, cu mai multă gospodăreală și întotdeauna să știm că ceea ce vedem pe stradă este lecție pentru noi. Nu lecție să luăm măsuri împotriva străzii, nu. Lecție e pentru noi, pentru ograda noastră. Spuneam odată, și trebuie să vă repet, un lucru frumos când am constatat că după ce trecuse anul nou și erau pe drumuri, numai sticle sparte, numai gunoaie, vai de capul nostru, până la bobotează, Dumnezeu a dat o zăpadă. Și zic, ia uite, asta nu putea să facă niciun gospodar după fața pământului. Totul era alb. Bineînțeles că sub zăpadă bănuiam ce este, dar era alb. Așa este și acum. Dincolo de neputința nămeților de a îi depăși, există alb. Există mesajul lui Dumnezeu că împărăția cerurilor s-a apropiat. Vă imaginați cât de bun este Dumnezeu cu noi să ne arate cum s-a apropiat împărăția cerurilor? Ne-a trimis zăpada asta. Poate că noi credem că ne-a trimis să ne imobilizeze. Nu! Ne-a trimis să ne oglindim în ea, să vedem cum putem să acoperim tot ceea ce nu este gata în noi. Cu grija smereniei. Câți oameni nu vroiau să plece astăzi cine știe pe unde și acum smeriți, stau acasă, liniștiți. Să dea slavă Dumnezeu că sunt acasă, nu sunt în mașină. Să dea slavă Dumnezeu că nu trebuie să fie în altă parte, ci pur și simplu să stea acasă. Asta înseamnă să primim lecția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne dă în fiecare clipă câte o lecție, dar trebuie să o vedem. Vă spun numai, văzând culoarea asta a unui alb imaculat, deja trebuie să înțelegem că suntem în duminica de după botezul Domnului, adică în duminica în care ne-am îmbrăcat cu Duh, ne-am îmbrăcat cu darurile, așa cum frumos spune cântarea când ieșim către procesiunea de la pentru bobotează, glasul Domnului zice: veniți, deluați Duhul înțelepciunii, Duhul blândeții, Duhul bunătății lui Dumnezeu. Dacă am venit și l-am luat, acum cu siguranță că ne îmbrăcăm cu el și dacă ne pocăim, cu siguranță că vine și împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, aș vrea ca în duminica aceasta să simțim că Dumnezeu pentru noi a nins. A nins să ne arate, pe de-o parte, cât de plăpânzi suntem, cât de dependenți unii de alții suntem și cât de periculos este ca cineva în lanțul nostru să nu funcționeze cum trebuie. Luăm aminte deocamdată, dar să nu uităm și să facem în noi lanțul acela pentru ceea ce este în familia noastră și în noi înșine să funcționeze bine. Acesta este mesajul din duminica de după botezul Domnului. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.